Domnul consilier, vă rugăm să vă prezentați și să ne explicați situația politică în care vă aflați astăzi, când iată prima convocare a Consiliului Local pentru validarea membrilor săi a ieșuat. În primul rând, bună ziua! Dați-mi voie să mă prezint. Sunt Ciobanul Adrian, primarul nou ales al Comunei Cordun. În data de 23, prin ordinul prefectului, s-a dorit constituirea Consiliului Local Cordun. Numai că domnii consilieri aleși pe listele Partidului Social Democrat au dorit să boicoteze această ședință. Din ce rațiuni? Consider că din rațiuni strict politice. Da, eu aș considera Deci mă prezint, numele este Paul Spadă, ales local în partea Partidului Național Liberal. Părerea mea este una clară. Domnul primar a tergiversat validarea consilierilor în această ședință, deoarece dorește să rămână în funcție pentru o anumită perioadă de timp, cât îi permite legea, de a-și aranja documente, de a-și mai prelungi contracte, deci de a mai face niște lucruri contra legii. Ceea ce nu este tocmai în regulă, pentru că vom efectua un audit strict și atunci nu va fi bine pentru domnealui pe viitor. Da. Sfatul nostru este ca la următoarea ședință a Consiliului Local să-și îndrume subalternii, se prezinte, să validăm Consiliul, să putem să trecem la treabă, să realizăm ceea ce am propus, ceea ce am promis cetățenilor în campania electorală. O altă poziție? Un alt punct de vedere? Care ar fi jocul politic pe care vizează Partidul Social Democrat? Bună ziua! Mă numesc Lepădatul Silviu Adrian. Sunt ales al local al echipei PNL. Părerea mea este că domnul primar încearcă pe orice în orice mijloc să rămână cât mai mult în funcție și speră să facă un joc, o ceva, să ajungă din nou viceprimar măcar, dacă primarul nu s-a mai putut. Cine mai crede în varianta aceasta? Și dacă e posibil, pentru că jocul politic este dat din majoritatea. Da, din punctul nostru de vedere a echipei PNL, acest lucru nu este posibil. Noi suntem o echipă unită și o să arătăm acest lucru. Da, este posibil. Ne-am putea aștepta din partea domnului primar să încearcă să mituiască, să spunem așa, un consilier din partea Partidului Național Liberal. Speră ca astfel să rămână în continuare în administrație. Ceea ce nu este posibil, cum a afirmat și domnul consilier Silviu Lepădatu, suntem o echipă unită și vom merge în formula asta și hotărât vrem să realizăm ceea ce am și promis, am mai spus, în platforma noastră program. Mai bine spus, domnul primar, până acum la ora actuală nu a găsit nicio persoană slabă în echipa noastră. Mă interesează unde este cetățeanul în tot acest joc politic. În acest joc politic, cetățeanul pierde. Proiectele de dezvoltare pe care le-am propus pentru comunitate întârzie să fie aplicate. Mă numesc Murar Marius, consilier local al Partidului PNL și vreau să aduc la cunoștință faptul că acum câteva săptămâni în urmă, domnul primar a convocat o ședință de îndată pe tema unui proiect vis-a-vis de canalizarea Comunei Cordun și la care s-a făcut valuri că Consiliul nu s-a întrunit în totalitate,
motivele se știau clare la acel timp, că era strict o chestie de pentru alegerile locale, strict pur electorală, candidatură, da. Iar la ora actuală văd că domnul primar care încă este în funcție, dar a pierdut alegerile locale, văd că nu-l mai interesează atât de mult situația cetățenilor, a canalizării și a altor lucruri și proiecte care trebuie să dezvoltate și date drum. Deci la domnul primar boicotează clar mersul bun al comunei Cordun. Poate... De altfel, așa a și făcut în ultimii 20 de ani. Exact. Dumnealui, da. Acolo, la ora actuală, se află în campanie electorală de alegere a viceprimarului. Acesta este și motivul. Pentru că... Da. Ne reușim până la ora asta să racoleze niciun consilier din partea PNL. Sper, știu, în următorul interval, că o să găsească veriga slabă și să aceasta nu la funcția de, mă rog, rămân în administrație. Pentru că așa cum bănuim și așa cum mi-e frică că o să găsim în urma unui audit pe care vom efectua, multe neregul. Dumnealui dorește tot în atinsul să rămână agățat de putere pentru a-și proteja lucrurile, manevrele pe care le-a comis în toată perioada cât a fost primar. Repet și reafirm ideea, vom efectua un audit tehnico-financiar, riguros, pentru că este de domeniul evidenței la o comună unde există un buget extrem de generos. Să nu avem realizări la capitolul infrastructură și nu numai, suntem în urma multor altor comune, limitrofe comune, cu cum să nu mergem mai departe. Ceea ce dă de gândit, asta practic a fost și motivul pentru care ne-am și lansat în acțiunea asta de a purcede, să zicem așa, la debarcarea domnului primar. Pentru că avem mult prea puține realizări în comună raportat la bugetul local. Și deci, prin urmare, trebuie să efectuăm un audit, să verificăm unde s-au dus tot acești bani pe care, nu doar eu, și foarte multe lume din comuna asta, nu-i văd. Se impune neapărat o verificare strictă a documentelor. Câteva scenarii politice, vă rog, și după aceea să vă explicați cum este posibil ca cea mai mare comunitatea rurală cu cel mai generos buget, cum i-a spus, să rămână în afara zonei metropolitane. În afara zonei metropolitane? Dacă puteți să zic mai clar. Deci a fost singura localitate care nu a putut să facă parte din Asociația Roman Metropolitană. Cordunul nu face parte din niciun gal din zonă. Cordunul nu a prins niciun fond european. Cordunul, având buget mare, domnul primar a crezut de cuvință că poate cheltui acești bani după bunul plac. Având în vedere sursele fondurilor europene, ne raportăm la anumite comisii care vin strict pentru verificarea fiecărui bănuț și ne gândim și noi că domnul primar exact de asta nu a dorit, ca să atragă fonduri europene, să nu fie controlat și să nu fie presat și stresat domnul vis-a-vis de cheltuirea banului public. Ceea ce pe noi ne deranjează faptul că și la ora actuală aplică aceeași strategie. Și este posibil să aștepte și reuniunea și finalizarea cei de la județ, da, celor de la județ, în ceea ce privește constituirea Consiliului Județean, a președintelui județean și așa mai departe. Noi sperăm că totul o să aibă un sfârșit prielnic și până la urmă. Și ne cerim scuze vis-a-vis de lucrul ăsta, ne cerim scuze cetățenilor, pentru că vrem să facem, să începem să lucrăm și cei din partea Partidului Social Democrat nu ne lasă.
Da, Tiron Ioan, ales consilier local PNL. În primul rând, trebuie să aducem la cunoștință tuturor persoanelor din Cornu că noi am fost aleși de dânsii și vrem să muncim pentru toți locuitorii Comunei Cordun. Precizez pe această cale și spun că în primul rând vrem să facem treabă. Nu mai trebuie să facem doar tipurile respective și ascunzișurile și vrem să dăm locurile și toate chestiile pe față. Atât. În primul rând trebuie să muncim pentru oamenii Comunei Cordun. Mulțumesc. Din data de 5 iunie până astăzi, consider că am blocat niște proiecte începute de domnul primar. Momentan, până la constituirea Consiliului Local, am blocat o piață în imediata vecinătate a primăriei limitrof postului de poliție, o piață care, din punctul meu de vedere, nu era o investiție necesară pentru satul Cordun. Era o investiție necesară, dar într-un mod mai normal, pentru că s-a alocat pentru această investiție suma de 1.600.000 și chiar vă rog pe dumneavoastră să pozați acei 8 stâlpi și acel WC-ul public de lângă postul de poliție, care ea nu este finalizată acum la ora actuală, piața, dar are o valoare de 1.600.000. Deci foarte mult pentru această investiție. De asemenea, între timp, domnul primar a mai comandat la Catel Group niște indicatoare de informare pentru a le monta în Comuna Cordon, adică un număr de 9 indicatoare la o valoare de 1.600.000. Pentru mine sunt niște sume colosale, am blocat aceste investiții. Eu personal și echipa mea ne dorim ca să realizăm pentru Comuna Cordun investițiile cele mai prioritare, investițiile în infrastructură, în apă, în canal, în asfalt. Astea sunt prioritare și nu investițiile prin care unii au considerat că este normal să spele banii cetățenilor. Și ca și un argument... În primărie, ce se întâmplă zilele acestea? Cu activitățile diurne? Activitățile diurne din primărie se realizează, nu pot să spun la parametri normale, dar aproximativ, nu la parametri normale, departe de parametri normale, departe de profesionalismul care ne-l dorim să realizăm în interesul cetățeanului din Comuna Cordun, departe de acest lucru. Dar la acest capitol, atât în primărie, cât și în alte domenii, mai avem mult de muncit ca cetățeanul din satul Cordun, din Comuna Cordun, din satul Simionești, din satul Pildeș, să simtă cu adevărat prezența noastră în viața lui de zi cu zi. Iar cetățenii Comunei Cordun trebuie să aibă puțin răbdare, așa cum nu cer să aibă răbdare 20 de ani, dar îi rog să aibă puțin răbdare, să putem să începem să lucrăm și să mișcăm lucrurile. Deci vă aduc la cunoștință că suntem la un nivel foarte slab în ceea ce privește infrastructura și toate celelalte obiective. Practic nu avem niciun plan de dezvoltare acum la ora actuală pentru Comuna Cordun. Nu avem gândit un sistem de canalizare care să funcționeze. Nu avem un sistem, deci mă refer la toată Corduna, la toată Comuna Cordună, prin toate cele 3 sate componente. Nu avem un sistem de apă gândit pentru toată comuna. Exact. Nu avem o strategie viabilă. Noi avem o strategie, dar o strategie care... Pe termen scurt, dar care ea se schimbă în funcție de... Nu știu dacă de... În funcție de gândirea unei persoane sau de gândirea altei persoane. Eu personal doresc să propun Consiliului Local o strategie pe termen lung. Adică doresc să explic cetățeanului, să-i aduc în atenție veniturile și cheltuielile Comunei Cordun și vreau ca fiecare cetățean din Comuna Cordun, indiferent de pe ce stradă
locuiește dumnealui, să știe că în data de, în anul de, în luna de, va avea apă și canal, apă, canal și asfalt la poartă. Adică un lucru normal, un sistem de planificare prin care noi să arătăm că muncim în interesul comunei și a comunității.